zilele trecute, polițiștii rutieri și de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au acționat în mod special pe drumurile publice cu un risc rutier ridicat pentru depistarea și aplicarea măsurilor legale față de conducătorii de vehicule care încalcă prevederile privind limitele legale de viteză, care conduc vehicule în timp ce se află sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive, care conduc biciclete, căruțe sau care se deplasează în calitate de pietoni. Astfel, în cadrul acțiunilor desfășurate pe drumurile publice din județul Vaslui, cei peste 60 de polițiști participanți la acțiune au verificat peste 220 de vehicule și legitimat peste 300 de persoane. În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat un număr de 159 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 70.690 lei, dintre acestea 155 fiind pentru încălcări privind circulația pe drumurile publice și 4 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Astfel, 7 sancțiuni au fost aplicate pietonilor și 44 sancțiuni au fost aplicate bicicliștilor. De asemenea, au fost reținute 15 permise de conducere și 4 certificate de înmatriculare.